Bună ziua, doamnă și domnilor, Magda Popescu. Sunt urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Astăzi, doamnă și domnilor, discutăm despre spitalele din Vâlcea, discutăm despre cum și-au bătut joc useriștii de sănătatea vâlceană, pentru că, practic, USR a lăsat spitalele din Vâlcea fără finanțare prin cerebrul PNRR, după ce că ni s-au scurs ochii ca să-l vedem odată și odată semnat și nu mai cădeam în această minune. Iată că ea s-a întâmplat, PNRR-ul a fost semnat cu chiu cu vai, însă Vâlcea a fost scoasă de la finanțare, cel puțin în ceea ce privește sănătatea. Despre acest lucru, despre ce se mai întâmplă cu procesele pe incompatibilitate, că ați văzut, anii lucrează și instanțele de judecată, deja apar și decizii importante despre care trebuie să discutăm astăzi. Am alături de mine pe domnul Adrian Bușu, PSD, bună ziua! Salut, domnule, mulțumesc pentru invitație! Consilier județean, vine să zic vicepreședinte, cred că... Am fost, vă urez de bine! Da. Și ATOP, președinte ATOP? ATOP, bun, da. Perfect! Și domnul Pavelescu, consilier local PNL. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Lucian Pavelescu, mulțumesc și eu pentru că ați acceptat invitația noastră și aș vrea, domnilor, să discutăm un pic despre această mega ticăloșie. Faptul că Vâlcea nu are nici măcar nu are să construiești un spital de la zero. Deci nu ai nici măcar o reabilitare, o modernizare, un, nu știu, un sac de ciment de contat prin PNRR. Domnule Bușu. Programul Național de Reconstrucție și Reziliență, în mod normal, a fost gândit ca o modalitate prin care autoritățile centrale și locale să aibă acces la fonduri ieftine pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură. Așa cum ați spus și dumneavoastră, sănătatea vâlceană are nevoie de investiții masive în infrastructură. Prin asta înțeleg construcția unor noi capacități de primire a pacienților, de asemenea de achiziționare de aparatură de înaltă performanță pe care să o folosim în vederea diagnosticării și tratării pacienților care se adresează unităților spitalicești din județul Vâlcea. Din păcate, am constatat că după niște declarații sfărăitoare ale reprezentanților USR, care de data asta sunt unicii responsabili pentru că atât Ministerul Fondurilor Europene cât și Ministerul Sănătății au avut ca titulari reprezentanța USR, și după ce conducerea județeană și-a făcut datoria și a trimis proiecte care vizau investiții în cele trei unități spitalicești pe care Consiliul Județean le administrează, respectiv Spitalul Județean de Urgență, Spitalul de Pneumoftiziologie de la Mihai și Spitalul de Boli Psihiatrice de la Drăgoiești. Aceste proiecte au fost primite la București și, bineînțeles, că ni s-a spus că vor fi luate în considerare la finanțare. La fel au făcut și primăriile de la Drăgășan și Horezu și Brezoi. Și aveam speranța că cele 6 spitale publice din județul Vâlcea vor primi aceste fonduri necesare pentru reabilitare, pentru investiții suplimentare. A venit acest duș rece care ne determină să regândim politica investițională în sănătate. Vă spuneam înainte de emisiune că am fi folosit, printre altele, fondurile venite din Programul Național de Reconstrucție și Reziliență la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea pentru extinderea serviciului de primire urgențe. Un serviciu foarte important. Foarte important. Aglomerat. Pe an vin cam 75.000 de oameni la serviciul de primire urgențe. Vă dați seama că actuala structură pe care noi o avem nu mai poate primi acest aflux important de pacienți și era imperios necesar să mărim capacitatea. Mai mult decât atât, prinsesem în planul de investiții președintele Constantin Rădulescu împreună cu conducerea spitalului aparatură de înaltă performanță, era vorba de un computer tomograf, era vorba de un aparat de rezonanță magnetică care să fie amplasate în serviciul de primire urgențe ca să nu mai plimbăm pacienții prin Spitalul Județean pentru investigații de specialitate. Da, domnule Pavelescu, ce ziceți de chestiunea? Discutăm punctual, domnule Bușu, mă bucur că stăpâniți bine de tot subiectul, domnule Pavelescu. Deci, zero lei, zero spitale pentru Vâlcea, PNRR, bătaie de joc... Nu știu ce să mai zic. Am aflat și eu de acest subiect. Din păcate este un subiect care nu ar fi trebuit să regăsească pe agenda zilnică a noastră și a vâlcenilor. Era un subiect și vorbim de foarte mult timp de spitale, de construcția de spitale, atât în județul Vâlcea cât și la nivel național și se pare că atunci când avem posibilitatea de a
introduce măcar în zona de modernizare spitale sau unități spitalicești, stăm la mâna sau am stat la mâna USR-ului, deși înțeleg din comunicatul pe care Consiliul Județean l-a făcut astăzi, dacă nu mă înșel, că documentația a fost făcută și trimisă undeva la în luna februarie anului 2020. Deci nu ar fi trebuit să fie absolut nicio problemă, mai ales că unele dintre investiții erau ajuns să se cumva la maturitate. Documentația era avansată. Deci nu cred că există niciun impediment ca această listă de investiții să se regăsească în PNRR. Și ce mă deranjează cel mai tare? Că noi discutam aici și ziceam cel mai mult că europenii au ceva cu noi, nu ne dau bani. Dar, de fapt, ticăloșia se întâmplă aici, la noi. Adică suntem români contra român, practic. Adică mi se pare incredibil, domnule Bușu, să ai acești bani de la PNRR, din acest program important, iată, european, da? Cu care putem să facem foarte multe lucruri și tu să-i dai pe să-i distribui în funcție de clientelism politic, să gândești într-o logică politică de toată jena, dacă mă întrebați pe mine, pentru că ei useriștii, neavând președinți de Consiliul Județean, că na, erau pe la 10% când erau ei pe megavalul electoratului, ca să zic așa, și pentru ei nu era o miză această chestiune. Dar să nu te gândești tu să zic în asemenea hal joc de un județ întreg până la urmă. Dați-mi voie să vă spun că aveți dreptate, dar aș vrea să accentuez un pic ce a spus dumneavoastră. Proiectul de reabilitare al pavilionului numărul 1 al Spitalului Județean de Urgență, cel pe care telespectatorii îl pot vedea pe plasma de lângă colegul meu, a fost un proiect declarat de bună practică pe Uniunea Europeană. Deci în momentul în care noi l-am finalizat în 2016, în luna octombrie, în luna noiembrie, în capitala Maltei, la Valletta, acest proiect a fost prezentat pentru toată Uniunea Europeană ca proiect de bună practică în ceea ce privește modul în care a fost realizat. Eu refuz să cred că la nivelul Guvernului României nu există o arhivă în care atunci când vrei să direcționezi bani, îi direcționezi către cei care au dovedit că știu să-i atragă, știu să-i gestioneze și știu să poată să facă România să fie dată de exemplu pe Uniunea. Spuneți-mi, de câte ori a fost dată România exemplu pe Uniunea Europeană de bună practică? Doamne, niciodată. E prima dată când am dat ceva. Adică și este un fel de breaking news, dacă mă întrebați spre și mine. Și puteți verifica că eu ce spun este perfect adevărat. Și este știre exclusivă. Da. Și nu s-a mai întâmplat. Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, practic, care este județ de bună practică, Consiliul Județean, pe Uniunea Europeană să primească 0 lei pentru ceva în care a dovedit că este maestru. Dați-mi voie să fiu mai mulțumit. Domnule Pavelescu, despre ce vorbim aici? Aș avea o întrebare. Ați fost colegi la guvernare cu useriștii. Păi să știți că în momentul ăsta mă și tem de proiectele pe care municipalitatea le-a propus prin PNRR, pentru că Andrei Gheorghiu, în calitatea lui până la urmă și de președinte al USR județ, ar fi trebuit să se implice în situația de față. Și poate că și o discuție cu domnul Ghinea și cu domnul Voiculescu, nu știu care dintre ei, la vremea respectivă, ar fi adus un plus. Sau poate domnul Gheorghiu era prea mic pentru războiul atât de mare. Era prea ocupat cu alte lucruri. Dar acum revenim. Aș avea o întrebare către colegul meu, dacă îmi permite. Nu știu, s-a primit vreun răspuns cu privire la argumentele care au stat în spatele acestei decizii? Nu. Aveți impresia că cineva explică aceste decizii? Mă gândesc că cineva trebuie să explice la un moment dat când. Adică, înțeleg, nu știu, un proiect din cele 5-6, cred că sunt, nu? Da, avem să fie scoase absolut toate de pe listă, mi se pare. Deci aveam 6 propuneri de investiții trimise foarte de către important. Consiliul Județean Vâlcea, reabilitarea, extinderea și dotarea spitalului de neonofiziologie. Acolo trebuia nouă clădire pentru, atenție, cabinetă de ambulator. Pentru că la Mihăiești avem o problemă cu spațiu de ambulator. Și adresabilitatea este spital de monospecialitate care tratează, pe lângă COVID-ul existent în momentul de față, tratează toate afecțiunile pulmonare, în special tuberculoza, care este în plină expansiune. Domnule Bușul, eu nu știu ce tot vorbiți noastră de tuberculoză când noi ne luptăm cu COVID-ul.
gripă oricum mai există și tuberculoză, unde ați auzit dumneavoastră? E prima dată când v-a avut. Noi avem COVID acum. Îmi vine să plec din emisiune, pe cum am dat iar o veste așa care e ciudată, nu? Deci chiar așa, despre ce vorbim aici? Păi, cum să vorbim de alte boli în afară? I-a întrebat un specialist în țara asta ce se întâmplă zi de zi în domeniul în care el nu e specialist? Nu crezi că suntem curioși să aflăm răspunsurile specialiștilor? Domnule Pavlescu, am sau nu întrebat? Da, cred că ne-am focusat în ultimul timp pe această boală. Dar era așa, cu fel, acești comunicatori oficiali erau ca un fel de ciocli. Știți? Ieșeau la televizor și eu trebuia să zic, trebuie să mă tem acum, că e ceva, deci foarte grav așa totul se întâmpla. Deci, bun, avem tuberculoză, da? E important să... Am pierdut și investiția la Mihai. Deci, avem Călimăneștiu. Și atenție, Consiliul Județean dă 1,2 milioane de euro pentru cumpărarea clinicii de recuperare de la Călimănești, noi bazându-ne pe fondurile care ne vin din PNRR pentru refacerea clădirii și pentru dotarea ei cu aparatură performantă. Știți că acolo se fac rezervări cu 3 ani înainte? Da. Și acum, iarăși suntem puși în imposibilitate să vedem de unde va găsi conducerea Consiliului Județean fonduri, de unde le redirecționăm ca să modernizăm clădirea. Să mai spunem că acolo, la Călimănești, se tratează la fel boli extrem de importante, ca, exact cum a spus dumneavoastră, respiratorii. Absolut. Respiratorii și programările sunt pe 3 ani înainte. Pe 3 ani înainte, adică, da. E posibil ca unul să și moară sărac în 3 ani, Doamne, iată. Aș vrea să văd un coleg de la Organizația Județeană Vâlcea OSR, dacă știe măcar chestiunile astea de minimă decență, ce se întâmplă cu sistemul sanitar vâlcean. Păi da, nu mai vorbim, că, vă rog. Sunt convins că nu sunt preocupați atât timp când nu au făcut absolut nimic ca aceste proiecte să regăsească pe finanțare din PNRR. Sunt convins că nu cunosc absolut nimic din... Deci aveam în privința Spitalului Județean de Urgență Vâlcea extinderea, modernizarea, dotarea UPU, da, și aveam și modernizarea și dotarea Spitalului Județean, că UPU este o chestiune de... Trebuia să luăm un an geograf. Noi trimitem tot ce înseamnă afecțiunea cardiacă, toți pacienții care ulterior au nevoie de stenturi, de biostimulatorii, trimitem în centrele universitare. Iar noi vrem să cumpărăm acest aparat ca să nu se mai deplaseze pacienții noștri în centre universitare. Dar, vedeți, aceste chestiuni de minimă cunoștință se puteau discuta fie cu președintele Rădulescu, fie cu managerul Spitalului Județean și să ajungă la domnul ministru Voiculescu, care trebuia să știe că dintre cele 41 de județe ale acestei țări există un județ numit Vâlcea. Da. Primul județ atestat documentar în această țară. Poate, dacă vreți, doamna Popescu, și pentru acest lucru meritam să fim în perioadă. Da, știu că sunteți un mare iubitor de istorie, domnule Pușu, și apreciez acest lucru la dumneavoastră, dar credeți-mă, pentru flăcăi aceștia, nu cred că este important acest lucru, că suntem noi primii atestați documentar. Așa și... Vi se pare important? Lor nu. Echipa de șoc, Ghinea și Voiculescu, că trebuie să spunem până la urmă lucrurilor pe nume, ei au fost cei care au tăiat Vâlcea de pe listă, domnule Popescu. Da, da. Sunt convins că atunci când lista respectivă le-a fost pusă în față, probabil au dat și un telefon către Organizația Județeană a Partidului pe care îl conduc și au întrebat dacă acele investiții sunt necesare, ar fi trebuit să sunt necesare în județul Vâlcea și sunt convins că domnul Gheorghiu le-ar fi spus că sunt foarte necesare pentru cetățeni. Bun, știți, era un cântec sau ceva. Am văzut, mi-a plăcut ce rămâne de făcut. Este clar, acum asta este cel mai important, dacă există care... alte soluții de finanțare prin PNRR, nu. Deci PNRR-ul gata, e închis. Este închis. Deci eu aș vrea să vă dau un exemplu ca să vedeți că nu e chiar așa de ușor de lucrat cu Uniunea Europeană. În nivelul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, toată lumea a văzut că există un șantier lângă clădirea ambulatorului de specialitate. Acolo va fi construită o clădire din fonduri europene cu folosință de ambulator. Vom muta o parte din cabinetele existente în momentul de față în actuala policlinică în noua clădire. Dar să știți că acea clădire, inițial când proiectul a fost depus de Consiliul Județean, trebuia să fie o clădire în care era mutată secția de terapie intensivă și blocurile operatorii. Însă Uniunea Europeană, după ce inițial n-a primit proiectul, la un an de zile s-a întors și a zis nu vă mai finanțăm secție de terapie intensivă și blocuri operatorii, vă finanțăm clădire de ambulator. Sigur, nu puteam noi să zicem nimic, am zis mulțumesc că ne dau acești bani. Da, da. E, gândiți-vă că nu e ușor să discuți cu Uniunea Europeană, dar când ai opoziție și în interiorul țării tale, ce să facă președintele Consiliului Județean? Să treacă peste miniștrii de resort?
Iar acum soluții, pe deocamdată Uniunea Europeană, în nou buget aprobat, nu a deschis nicio axă de finanțare de care să avem cunoștință pentru unitățile sanitare. Iar din fonduri guvernamentale avem, dacă ați fost atentă la ultima ședință de Consiliu Județean, am aprobat o reactualizare a indicatorilor economici de la pavilionul numărul 2 al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea. Este vorba de spitalul vechi, care de la 480 de miliarde de lei vechi, investiția pe care am predat-o în 2018 ca amplasament, este vorba de refacerea acelor clădiri de patrimoniu în care funcționează secția de oftalmă, ORL-ul și psihiatria. Acum am ajuns la 1120 de miliarde. Noi am actualizat acești indicatori, dar cine știe când Compania Națională de Investiții va și derula această investiție? Da, și ce mi se pare trist, domnule Paverescu, faptul că noi spunem, domnule, nu avem bani de investiții, ne descurcăm greu și așa, dar când vine Uniunea Europeană cu sume de bani care nu mai trebuie returnate, mă rog, sau cu la o dobândă preferențială, că PNRR-ul nu e chiar moca, ca să zic așa, uite, facem de-astea. Nu suntem în stare să avem ce ne oferă Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere, este o boală, nu? Deci o boală, de când am intrat în Europeană, ne punem piedici de fiecare dată, în fiecare an, atunci când este important să atragem sume. Știți că am atras în anii trecuți sume destul de mici de la Uniunea Europeană. Dar ce este foarte trist este că singur ne punem piedici și asta este un lucru pe care probabil că numai noi reușim să-l facem. Eu am o întrebare. Eu parcă mi-aduc aminte că printre parlamentarii de Vâlcea, și o să vă rog să mă corijați dacă greșesc, este și un parlamentar aparținând USR-ul. Da, da, domnul Lazar, da. Mă rog, cred că l-am văzut odată sau de două ori. Mie mi se pare ciudat că un județ cu reprezentativitate parlamentară pentru USR pe sectorul de sănătate este exclus. Asta eu, din punct de vedere al omului care, să zic așa, mai cunosc fenomenul politic, mi se pare ciudat. Cum adică? Îți șuntezi propriul parlamentar? Da. Bun, se tot vorbește în spațiu public acum legat de o renegociere, din câte am înțeles, dar nu știu dacă astfel de spețe pot fi incluse în acea renegociere. Erau cazuri excepționale, din câte mi-aduc eu aminte. Dar oricum asta... Asta e pierdută. Nu se mai pot schimba lucrurile în această privință. Deci... Da. Știți de ce? Vă spun de ce cred că am fost scoși. Pentru că este o clauză, eu parcă așa am citit, dacă mă înșel îmi voi cere scuze. Județele care aveau experiență în investiții în unitățile sanitare primeau mai mulți bani. Deci banii care în mod normal ar fi trebuit să vină în județul Vâlcea, probabil depășeau cuantumul banilor care se duceau în județe unde USR-ul este mai bine situat. Și atunci se supărau alți lideri ai acestui partid. Și probabil Vâlcea nefiind atât de reprezentativă la nivelul conducerii USR, n-au ținut cont nici de parlamentarul lor pe care l-au în județul Vâlcea, ne-au șuntat, pentru că asta este o chestiune pur românească. Da, 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 da. Fără doar și poate. Este un subiect pueril. Atâta timp cât nu există argumente în spate, putem discuta foarte mult pe atenție, pe acest vreau subiect. Să mergeți pe principiu că am avut proiect de bună practică pe Uniunea Europeană. Județul Vâlcea, dacă vreți, din tot ce este în România, nu ar fi fost niciodată refuzat la Bruxelles pentru acordarea de bani. Cred că ăsta este argumentul. Principal. Da. Am fost prea buni în zona asta și au zis că... Da, este clar că putem să uităm de PNRR. Probabil că vor veni alte soluții de finanțare europeană, poate eu și un alt exercițiu bugetar sau habar n-am. Da, e clar că povestea aceasta este îngheiată și că președintele Consiliului Județean Vâlcea va trebui să găsească alte soluții dacă vrea să investească în sănătate. Știu că vorbim de foarte mulți bani. Urmărim subiectul. Până una alta o să rog pe colegul meu să mergem la subiectul numărul 2 al acestei emisiuni și anume ce se mai întâmplă cu procesele de incompatibilitate. Viceprimarul Virgil Pârvulescu a pierdut în primă instanță la Curtea de Apel Pitești procesul, termenul cu Agenția Națională de Integritate. Foarte simplu, respinge cererea ca nefondată cu recurs, deci domnul Virgil Pârvulescu poate depune recurs și cu siguranță că o să o facă la această decizie a instanței. Domnule Paverescu, că e viceprimarul dumneavoastră, la nivel de imagine, chestiunea aceasta nu dă foarte bine.
fapt. Da, este o decizie a Curții de Apel Pitești. Este o decizie care nu este definitivă, cum a spus și mai devreme și dumneavoastră. Se va face recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Până atunci, această decizie nu produce efecte. Sunt convins că judecătorii vor judeca cu celeritate cauza respectivă și vom vedea ce decizie va fi. Sunt foarte multe decizii care se întorc la Înalta Curte, așa că sperăm ca lucrurile să se așeze. Nu aș vrea să intru eu pe fond foarte mult în această problemă. Da, pe fond nu are sens să intrăm. Este o decizie deja a instanței. Până la urmă vom vedea ce se va întâmpla. Domnule Bușu. Eu, ca practicant al dreptului, pot să vă spun că mi s-a părut ciudat că domnul Părbulescu, un om care de altfel cred că știe bine legile, și-a permis să le încalce cu nonșalanță. Și greșeala, errare umanum este, perseverare et diaboli, cum ziceau latinii. A greși este omenesc, dar a continua greșeala este destul de rău. Însă trebuie să vă spun un lucru. Acest proces la Înalta Curte de Casație și Justiție, probabil, doamna Popescu, se va termina undeva în 2023, prin vară. Pentru că acolo termenele sunt extrem de lungi. Da, 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 da. Și va fi o miză destul de puternică pentru omul politic Virgil Pârvulescu, pentru că va sta cu sabia lui Damocles deasupra capului. Vedeți, aici pentru mine lucrurile sunt un pic ciudate cu această Agenție Națională de Integritate. Că ea a apărut așa ca un fel de instrument, dacă vreți, în mâna unora de a-și trage pe linie moartea adversarii politici. Este sau... Nu știu, nu. Este o instituție... Haideți să vă spun unul. Da, toți, și colegul meu, și eu, când am depus jurământul în calitate de consilieri, am depus pe Constituția României pe prezumția că amândoi măcar am avut bunul simț și am citit acea Constituție. Da. Agenția Națională... Practic, ce se impută domnului Părvulescu? Că nu și-a dat demisia din momentul în care a fost ales... Ca și consilier local, da? Din funcția publică pe care dumneavoastră să o deține. În condițiile în care dumneavoastră nu depusese încă jurământul, adică nimeni nu depusese jurământul. Fusese validat de... Instanță. Bun. De tribunal, okay. De fapt. Vedeți, Agenția Națională de Integritate este un instrument existent în orice țară democrată. Și rolul acestei agenții este de a nu permite oamenilor politici să baleze, să ocupe și funcția publică, să fie și funcționar și, sau, mă rog, să aibă și activități în privat. Cei care au gândit această Agenție Națională de Integritate nu au existat în România, noi doar am preluat-o. Este un... Dar cred că am pus-o în practică prost. O parte... Știți, haideți să vă dau niște exemple. Da. Toți primarii care au fost invalidați s-au plâns că, domnule, eu... Vedești. Da, mă rog. Este cazul care, domnul Ghiță, mie mi s-a părut absolut halucinant ce s-a întâmplat. Și nu numai dumnealui. Dar el îmi vine tot timpul în minte. Știu, iar dânsul era membru în Consiliul de Administrație al școlii. Da. Dacă legea spune că nu care e lege? Cum care lege? Atunci era legea 215/2001, legea administrației publice locale. Deci, încă o dată, un edil, da, un consilier, nu trebuie doar să facă gest de domnule, eu știu legile. Chiar trebuie să le știe. Chiar trebuie să le știe. Aici aveți dreptate. Ca acum, faptul că nu cunoști legea, nu te absolvă de... Corect. Consecințele ei, ca să spun și așa. Să știți că marele respect pe care noi îl datorăm celor care ne-au ales, da, este să știm legile. De acord. De acord, votez pentru aici. Stai curghile necesare de a te informa de pe poziția pe care o ocupi, în cazul în care sunt lucruri pe care nu le stăpânești. Da. Deci ce faceți dumneavoastră, PNL, municipiu? Cumva trebuie să vă poziționați pe subiectul acesta. În momentan așteptăm decizia în altei curs de casații. V-am spus, nu are niciun efect această decizie a Curții de Apel. Vom vedea în continuare ce se va întâmpla. Nu aș vrea să intru foarte mult pe substraturi. V-am spus, este o decizie a instanței. Uh-huh. Așteptăm decizia finală. Așteptăm decizia finală. Cred că numai dumneavoastră o așteptați. Foarte multă lume o așteaptă, ca să zic așa. Pentru că jocurile, domnule Pavelescu, mișcările politice, toate se fac și în jurul unei situații de genul acesta, mai ales la primăria Râmnicu Vâlcea, unde știm că sunt orgolii multe și așa mai departe.
Nu, domnule Bușon. Aveți constructiv, dreptate. Da. Orgolii constructive. Dumneavoastră la Consiliul Județean, auzi. Noi nu sunt orgolii. Chiar este o bună înțelegere cu colegii de la PNL și, bineînțeles, colegii de la PER care ne-au susținut mereu. Da. Bun. Urmărim și acest, și acest subiect care cu siguranță va da cel puțin un breaking news la momentul în care se va finaliza acest dosar, dar așa cum spuneți dumneavoastră, la Înalta Curte termenele sunt foarte lungi, deci e posibil să ducă până în campanie electorală. Absolut. Să fie atunci lovitura de grație mai deosebită. S-ar putea chiar să se dorească să se ajungă până acolo. Păi asta vă spun. Cam așa au fost ultimele decizii. Da. Ce facem cu războiul? Adică zic și eu că mai ales dumneavoastră sunteți un foarte bun cunoscător al și un geostrateg, ca să zic așa. Urmăriți cu atenție ce se întâmplă. Sunt două variante. Război nu va fi, dar sunt două variante de lucru pe viitor. Păi de ce? Că trebuia să înceapă seara la 7 sau la cât trebuia să înceapă? Păi trebuia să înceapă pe 16. Sunt foarte multe. La 3 dimineața, cum a început în 41 când a atacat nemții Uniunea Sovietică. La 3 dimineața și Putin trebuia să atace, dar nu s-a trezit. Nu s-a trezit. Ok, bun. Însă, atenție, barilul de petrol astăzi e la $110. Deci o jucăm din nou economic. Ne războim economic. Rusia are bugetul creat la un curs al barilului de petrol de $60, iar acum se plătește barilul cu $110 și atenție, este vorba de țițeiul care se va vinde peste 3 luni. Că așa se face. Uh-huh. Astăzi licităm barilul de petrol pe care îl cumpărăm peste 3 luni. Vă dați seama ce câștiguri are Rusia? Iar înglobarea celor două republici este ca și făcută. Aceste zbateri între ghilimele ale cancelarilor occidentale sunt egale cu zero. Statele Unite ale Americii au intrat pe piața energetică europeană că vin cu gaz lichefiat la greu. Așa. Și vor împărți cu Federația Rusă, Uniunea Europeană, unii o să aprovizioneze o parte, ceilalți partea. Dar noi rămânem cu scutul. Noi rămânem numai cu scutul, cu cei 2% din PIB prin care cumpărăm armament la greu. Second hand. Da. Domnule Pavelescu, deci... Sunt de acord cu colegul meu, nu cred că va exista un război în adevăratul sens al cuvântului. Război economic deja a început, începând de ieri, de aseară. Pe mine ce mă neliniștește este faptul că Vladimir Putin pare din ce în ce mai labil. Și spun asta pentru că a existat un acord la Minsk 2014-2015, dacă nu mă înșel, pe care și Federația Rusă l-a semnat, care făcea referire exact la lucrul acesta cu privire la cele două regiuni care vor fi reanexate Ucrainei. Se pare că nimic nu mai contează pentru el și sunt mult mai importante alte lucruri. Eu cred că va merge pe varianta Crimea, nu știu de ce văd eu lucrul ăsta, și va anexa la un moment dat cele două regiuni. Bun, noi cumva, domnule Bușu, nu putem să ignorăm acest război. Adică oricât am fi noi de nepăsători, nesimțitori, acest război ne bate la ușă oarecum. Adică e clar, suntem aici, nu avem cum să ne facem că nu există. Suntem o țară NATO și cred dacă în cei 31 de ani din 1989 până în coace, clasa asta politică a făcut ceva bun pentru țara asta. Asta cu NATO, da. Este asta cu NATO, că ne garantează securitatea granițelor. Că altfel, vă spun, eram în bătaia puștii. Eram în vârful cătării puștii. Și atunci vreau să vă întreb, pentru că este iar o știre importantă, zic eu, că românii vor fi, există categorii de români care vor fi încorporați obligatoriu în caz de război. Dumneavoastră, ce grad aveți în rezervă? Sunt ofițer în rezervă, da. Ofițer în rezervă, ce grad? Nu pot să vă spun în momentul de față. Nu puteți, că nu știți să... Dacă ziceați că e secret... Nu, chiar nu știu. Domnule Pavelescu, nu n-ați optat. Nu, atât de recrutare n-am ajuns la corporare. Domnul Bușu se duce sigur la război. Dumneavoastră, cred că da, nu știu ce să zic conform acestei știri. Serviciul militar va deveni obligatoriu din nou pentru cei cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani. Nu e ca și cum v-aș întreba ce vârstă aveți, deci nu ați să știți mai deci bine. Deci nu mă încadrezi bine. Deci gata, a scăpat de tot? Bun. Nu, în cazul decretării stării de război, mobilizare sau asediu, iar Ministerul Apărării va mobiliza toți rezerviștii. Măcar știm și noi acum pe ce ne bazăm ca idee, nu?
Problema asta că în următorii 15 ani, dacă serviciul militar nu devine obligatoriu, România nu va mai avea rezervă umană pentru a lupta în cazul unui conflict militar. Și asta pare grav. Și dacă vreți să vă spun ce înseamnă mobilizarea rezerviștilor până la 65 de ani. Bun. Și peste, da, aveți dreptate. Deci ce facem? Rămânem fără armată? Angajăm mercenari? Ce facem? Da, dacă noi nu avem fonduri ca să facem o grupare Wagner. Ei, hai, dar dacă plătim 2% la NATO, nu găsim niște bani să plătim mercenari? Nu. Problema este că trebuie să reintroducem serviciul militar obligatoriu. Este singura soluție. Ok. Da, și în cazul în care ne dorim să mai avem armată, nu, domnule Paverescu, adică zic și păi eu că ar trebui că să avem. Ne dorim și cred că suntem obligați să o avem. Păi nu, dacă că acum în NATO, serviciul militar nu mai este obligatoriu. Păi nu este obligatoriu, dar avem personal angajat. Pentru că tot avem o relație specială cu Statele Unite ale Americii, ar trebui să copiem exemplul lor. Deci avem rezerva alcătuită din Garda Națională, adică oameni care în anumite intervale de timp trec și fac o instrucție paramilitară care să permită în caz de conflict mobilizarea lor ca rezerva armatei oficiale, să zic așa. Deci, mai pe românește, eu și colegul meu, domnul Pavelescu, odată la două luni, într-o săptămână, ne ducem într-o unitate militară unde suntem instruiți. Da. Ca soldați, ca oficiali. Nu, deloc vreau să știi și se întâmpla la un moment dat. Pe alte timpuri, din câte știu eu, da, eu am prins chestia asta înainte de 29. Se numea concentrare atunci. Deci, practic, dumneavoastră acum sunteți rezerviți. Dar în ce formă fizică sunteți? Uite, cred că puntează și lucrurile acestea. Să știți că zilnic fac sport. Nu din cauza războiului. Dar cred că mă pregăteați. Da, dar știți care e marea problemă? Nu numai condiția fizică. Gândiți-vă că sunt tineri. Pentru care o armă de foc este o mare necunoscută. Da. Nu poți să trimiți pe cineva pe câmpul de luptă dacă nu știe pe unde acum trage și cum se încarcă arma. Dacă vreți să o dăm în să ducem discuția în altă zonă, sunt tineri care merg la școală cu pistolul, cu airsoft-ul. Adică avem și tineri de genul acesta. Deci îndemânarea există. Cred că da. Nu mare diferență între armele de airsoft și armele militare letale. Adică cumva lucrurile sunt, vedeți, sunt scăpate de sub control din orice punct de vedere, domnule Pavelescu. Adică, în același timp, avem liceeni care vin la școală cu pistolul airsoft pe care îl cumpără de pe internet, e la liber, nu te întreabă nimeni, ești minor, ești major, ai domnule, ai banii sau... Deci nu interesează pe nimeni acest lucru, se întâmplă pur și simplu. Și pe de altă parte, iată, în cazul în care trebuie să fim foarte serioși la o mobilizare, eu încerc să-i dau așa o tentă de glumă, dar nu, chiar nu e glumă. La o mobilizare de genul acesta serioasă, oamenii sunt cu viețile lor, poate n-au mai putut la pe armă de zeci de ani, nu știu, habar n-am. De asta cel mai important era ce spunea colegul meu. Cele concentrări până la urmă, dacă nu se va ajunge la o armată obligatorie, să existe... Adică asta ar fi singura soluție, domnule Bușo? Da. Deci dacă armata va trebui să aibă un stagiu obligatoriu, că sunt 6 luni, că sunt 9 luni, că va fi un an, asta rămâne să stabilească cei care diriguesc la Ministerul Apărării. Însă, încă o dată vă spun, peste 15 ani România nu va mai avea un soldat în rezervă. Și asta va fi cumplit. Spre deosebire de țările din jurul nostru, luați exemplu Poloniei, luați exemplu Slovaciei și Ungaria a trecut la mobilizarea rezerviștilor. România ar mobiliza, dar ce rezerviști să mobilizeze? Sincer. Da. Păi noi ăștia peste 50 de ani ne vom duce, că n-avem ce face, datorie. Dar nu duceți la provizionare. Nu cred. Ceea ce nu știți dumneavoastră că suntem împărțiți pe unități. Înțeles. Și trebuie să te prezinți la unitatea unde ești alocat. Aha, și mi-am spus unde sunteți alocat. Dacă nu sunt chiar indiscretă. Asta chiar nu vreau să spun. Asta e secret. Poate cea de la Vlădești? Nu mai există. Nu mai există. Ba da. Nu mai există nici în scriptă, a fost desfințat. De tot. Da. Ba parcă era acolo ceva de câini. A fost unitatea de vânători de munte și unitatea de geniu. Cea de geniu este mă refer la clădiri, sunt ale Universității din Pitești, iar unitatea de vânători de munte se destramă. Clădire după clădire. Deci nu vă duceți la Vlădești. Nu. Acolo ați văzut că sunt iar un mega război și acolo s-a dat terenurile, nu le mai aducem, dar cine le aduce, dar de ce nu le mai aduce, dar cine pe cine blochează.
Și rămânem oarecum în aer ca și discuția cu, iată, rezerviște și cu... Da. Eu vă mulțumesc mult pentru prezență. Doamna și domnul Magda Popescu, ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o după amiază plăcută. La revedere!